Stimați telespectatori, iată-ne din nou în direct, alături de profesor universitar doctor Hortensiu Alda, în calitatea sa de colecționar. Spun calitatea sa de colecționar pentru că din această calitate nu se iese la pensie. Din chirurgia, fie ea și din neurochirurgie, iată că se mai iese la pensie. Mai treceți pe la spital? Colectivul cu care am lucrat vă solicit. Mă respectă. Actualul director al spitalului este principalul și apropiatul meu colaborator, este vorba de Lucian domnul doctor Lucian Eva. Da. Și mă recunoaște de fost colaborator. Toate lucrurile au o limită, lucrurile au evoluat din punct de vedere tehnologic și trebuie toată lumea să spun, n-aș mai avea răbdare să stau cu nasul microscop 4 ore. Nu. Dar calculator, da. Dar neurochirurgia din mână nu mi-a luat-o nimeni. Pentru că... Am înțeles. Da. Stimați telespectatori, invitatul meu începe să devină la rândul său un veșnic nemuritor prin ceea ce a reușit să adune într-o casă de om, putem spune chiar în două case de om, una la Ploiești și una la Iași, pentru că recent la Ploiești a deschis un consulat al artelor, de fapt o colecție de artă, avocat Aldea Neagoe. Aldea Neagoe fiind tatăl domniei sale, avocatul Aldea Neagoe. Haideți să vorbim despre această colecție găzduită de Casa Părintească, o casă pe care ați reușit să o recuperați conform dreptului dumneavoastră legitim de proprietar, dar mai ales să o smulgeți din nebunia comunistă care pur și simplu va devalizat-o. Când spun că va devalizat-o, avem aici în acest album pe care l-ați construit foarte frumos și aici e întreaga colecție Aldea Neagoe, da? O colecție pe care dumneavoastră ați lăsat-o sau ați pus-o la dispoziția vizitatorului. Deci este are statut de muzeu, este donată Consiliului Județean Prahova, care a avut banii, posibilitatea să o preia. Este donată cu acte în regulă prin notariat și îndeplinește, are statutul de administrator, nu? De filială a muzeului Ionescu Quintus, da. A muzeului județean Ionescu Quintus. Da. Păi da. Ați băgat epigrama în artă. Este tradiția ploieșteană, părintele Ionescu, avocatul Ionescu, da. Quintus era politician, domnul Ionescu Quintus epigramist și colecționar de artă. Da. Iar casa în care se află muzeul județean Prahova este casa părintelui lui avocatul Ionescu. Acum, nici dumneavoastră nu te străini de epigrame și dumneavoastră ați cochetat și nu știu dacă mai cochetați cu genul acesta umoristic. Da, în tinerețe și mai ales când mă provoacă cineva pe ostentativ. Să spun una la sfârșit. Povestiți-ne despre această colecție. Da. Cine a fost dus la Ploiești? Da. Pentru că am înțeles că a fost și un transfer din colecția Aldea, Hortensiu Aldea, de aici, de la Iași, da. Spre Casa Părintească. Da, da. Deci acest consulat al artei eșene are o istorie. Am ajuns la o anumită experiență, am adunat câteva decenii de experiență de viață, timp în care am început să ne gândim, când suntem tineri, ne gândim la ce vom face, neștiind cum va realiza acest lucru, dar la maturitate începem să ne revizuim momentele de cumpănă, de succes, realizările, insuccesele, momentele importante din viață. Și atunci este momentul în care mi-am pus problema. Dom'le, sunt un ardelean născut la Ploiești, am văzut lumina la Ploiești, acolo mi-am format primele, am luat legătură cu viața, am crescut acolo, acolo mi-a crescut adolescența, acolo mi-am trăit adolescența. Primele iubiri? Primele iubiri, nu vreau să mă repet, când am fost prins, da. Ținându-mă de mână de profesoara de latină pe care o iubesc pentru chestia asta, ținându-mă de mână cu o domnișoară plimbându-mă la Parcul Veneția,
și care s-a uitat la mine complice, represiv. Nu mustrător. Nu mustrător. Și o iubesc până acum pe doamna profesor Sibionescu. Și este etapa a doua, când după câteva decenii bune m-am naturalizat la Iași, mi-am conturat profesionalitatea, m-am realizat profesional, zic că am făcut niște lucruri foarte bune și pentru mine și pentru Ieșeni și pentru neurochirurgie în special. Și atunci am spus, domnule, trebuie să fac ceva și pentru, în primul rând, pentru memoria părinților mei, care au făcut eforturi colosale. Închipuiți-vă, tatăl meu, din avocat, a ajuns să dea cu târnacopul și să taie scânduri la râmnicul sărat ca să putem să terminăm facultatea de medicină. Da, am înțeles că a fost și în prizonă, a făcut pușcărie, nu? Nu. Șansa, fiind și bunica și tatăl meu fiind niște oameni cum să cade, au reușit datorită unui minoritar din Buda Ideleanu, unui minoritar, și spune: nașule, declară cum spun eu, că altfel ajungi la canal. Și datorită acestui minoritar, așa, botezat de bunicii și tatăl meu, am făcut declarația care trebuie și a ajuns numai cu domiciliul forțat la Râmnicu Sărat. Domiciliul forțat. Da. Tot un fel. Da, am scăpat ușor. Putea să fie și mai rău. Da. Deci, în condițiile astea, iar mama mea la peste 50 de ani, ca să terminăm anul 4 și 5, așa, făcea naveta la o comună plină de minoritari, 5 km pe zi, de 3 ori pe săptămână. Deci, astea sunt niște eforturi care nu se uită. Și foarte interesant este că, copil fiind, eu am înțeles foarte bine nedreptatea care îi se face familiei mele și niciodată n-am îndrăznit să cerem să ni se facă un most. Adică s-a stabilit așa o comuniune cu toate greutățile familiei, în care am spus că niciun efort nu trebuie precupețit pentru memoria lor. Da. Și aici, am recuperat casa. Ce aveți acolo? Deci, această casă a fost recuperată, a fost restaurată aproape din temelii, dând afară 3 echipe de meserie succesiv. Aici există și un pasajul acesta cu buldozerul, ați măturat cu buldozerul, ați spus. Da. Și am încercat să pledez cauza picturii artei ieșene, care străbate mai bine cu succes un secol. La ea s-a produs prima școală de bele arte, la Iași a fost prima pinacotecă de artă, la Iași am avut niște reprezentanți ai picturii românești importanți, începând cu Toniță, Ștefan Dimitrescu, Băncilă, și urmând seria mai aproape de noi, Nuția Conț, Max Arnold, Bălțatu, etc., etc., etc. Toate aceste personalități au marcat și școala de pictură ieșeană, dar dintre ei, cei care au avut tăria, nu vorbesc de Corneliu Baba în final, care a fost contemporan cu noi în ultimă instanță, așa, dar și școala de pictură românească. Având această datorie, am considerat că am obligația, având în vedere că m-am format această plăcere de a colecționa, plăcerea de a colecționa nu este plăcerea avarului de a aduna. Domnul Ciucă, reputatul nostru critic de artă, are un citat care m-a marcat: a colecționa înseamnă a înțelege, adică ești conștient de ce se întâmplă, servești o idee, mergi pe o anumită direcție, a colecționa. Vreau să mă iertesc că vă întrerup, dar sunt lucruri care ar trebui puțin nuanțat apropo de a colecționa. Dumneavoastră nu mergeți după numele autorului, ci după tabloul în sine. Da. Urmăriți și destinul pictorului după ce îi achiziționați un tablou. Ce se întâmplă? Instinctul, educația, experiența plastică acumulată îți formează o anumită concepție. Și, în primul rând, dorești să trăiești frumos. Grosul colecției mi-am făcut înainte de 89. Lucrurile erau mai rezonabile și mai periculoase. Și mai periculoase dacă te dădeai pitit ca Volkov.
Eu am avut o casă deschisă pentru toți iubitorii de artă adevărați. N-am făcut niciun secret că îmi place așa. Eram o prezență la toate vernisajele, eram o prezență în toate atelierele de artă. Eram foarte apropiat. Familia pictorului Cămăruț, am fost medicul curant până în ultimele clipe. Și am fost cu devotament, nu cu interes. Pentru că era o atmosferă... Așa, și piesele de patrimoniu atunci pe un alt regim, care se punea să dai explicații... La final, la urmă, după cutremur. Așa. Dar până la cutremur a fost o perioadă în care se puteau face... Nu era o restricție prea mare. Dar totuși era o decență. Și atunci am zis, am o datorie față de toată această lume fabuloasă. Pentru că în momentul când intrai în atelierul lui Mihai Cămăruț, când intrai în atelierul Mihăilescu Craiu, când intrai la atelierul lui domnul Hanmanu, era o atmosferă mai didactică, mai oficială. Baba, da. Nu, și dumnealui era o persoană mai da, prețioasă. Da. Și mai... Avea pe doamna Maria care tante Maricica. Stăpânea. Tante Maricica. Nu, tante Maricica era o prețioasă și ținea foarte mult la prestigiul maestrului. Și făcea o cafea foarte bună. Numai la cei care avea interes. La cei care avea interes. Nu mi-am dat seama să fie avut interes la mine. Dom'le, cu presa și cu poeții întotdeauna nu trebuie să ai litigii. Da, da. Era o... Și intrai, descopereai o altă lume care te scotea și te ridica deasupra atmosferei cenușii a epocii respective. Și zic, domnule, eu ce pot să fac? Pentru că eu am conștientizat că toate acești artiști pe care i-am citat și erau contemporani, care domnule, ieșeai de la operație, te trezeai, intrai în atelierul lui Mihăilescu Craic, te trezeai cu profesorul Pirojinski, te trezeai cu profesorul Robu, te trezeai cu tare. Dintr-o dată discuția mergea pe alt nivel, dintr-o dată era altă atmosferă și dintr-o dată te simțeai liber, nu știu cum. Da. Aveai un balon de oxigen, nu aveai nicio restricție, se mai făcea și un pic de politică, să vedem că trebuie să răbdăm situația respectivă. Am considerat că am obligații și față de această lume. Și atunci am zis, cum pot să mă revanșez? În primul rând trebuie să pledez cauza școlii de artă Ieșeni, în care mi-a oferit atâtea bucurii și întotdeauna am spus că această colecție de artă mi-a oferit mari satisfacții și nicio decepție. Iar pe de altă parte, să transfer memoria părinților mei, de ce să nu recunosc, în eternitate, pentru că am văzut foarte multe morminte a multor personalități la eternitate abandonate și nici măcar la pomenirea respectivă să nu se șteargă praful după crucile respective. Și atunci, și din respect față de părinții mei și din respect față de școala de artă Ieșeană, am considerat că acest consulat este foarte important. Are o anumită semnificație, are o semnificație în luptă cu posteritatea. Și am realizat, pentru că acolo este o galerie de artă academică, în care sunt piese importante a profesorilor noștri de bele arte, începând în secolul XIX, după care a urmat o galerie importantă a școlii ieșene interbelice, începând cu 1916 până la al doilea război mondial, în care Mihai Cămăruț, Nicolae Popa, Bușcă, care este un pictor extraordinar și pe care istoriografia noastră, care se ocupă mai mult de succese decât de evenimentul plastic ce se întâmplă, nu o bagă în seamă. Este un pictor total neglijat pe nedrept, pentru că este foarte cult, are o personalitate și are și o operă. Dar nu știm să ne luptăm pentru ea. După aceea este Nicolae Constantin, un pictor apropiat de generația lui Dan Hanmanu, foarte talentat, maestru Hanmanu, și nu mai spun, Matius Liviu Suhar este un pictor de care mă simt foarte apropiat, pentru că ne-am maturizat împreună. El tânăr... Am văzut, avea Bal Gheorghiu din... Ce se întâmplă? Să continui ideea cu Liviu Suhar. Ne-am maturizat împreună, el tânăr asistent, eu tânăr secundar la neurochirurgie. Uh-huh. Se picta în ateliere pline de frig, toată lumea stătea cu o sticlă de vin în față, uh-huh.
Eu cu Liviu Suhar ne împărtășeam din peripețiile noastre, el în evoluția lui ca artist, eu în evoluția mea ca tânăr secundar de neurochirurgie. Și așa am ajuns la vârsta respectivă să fim într-o relație foarte bună. Ce se întâmplă? După aceea s-a creat o anumită, în ultimul timp, că doctor Aldea este un ruginit și un anchilozat în pictura interbelică. Așa vi s-a spus, da? Da, da, da. Și atunci mi-am predat cauza. Nu sunt adeptul experimentelor de împrumut sau abandonate de ani de zile din Europa. Sunt adeptul unei picturi de suflet și acolo ați ridicat o problemă. Cum achiziționezi un tablou? Întotdeauna, întâi mi-a plăcut lucrarea, m-am uitat după aceea la semnătură și după aceea a intrat la disputa prețului ca orice colecționar zgârcit. Da. Tot timpul le luat la suprapreț. Am spus la un moment dat, am avut o discută cu unul din tinerii reprezentanți ai generației tineri de pictură, așa, am spus, domnule, dăm o lucrare de 10.000 de euro ca să mă vindece de plăcerea de a colecționa și pe loc ți-o cumpără, dar cu condiția să mă vinde. Nu se poate. Și acum la maturitate, am zis, da? Dacă este o lucrare frumoasă a unui băiat care spune ceva, care transmite ceva, așa cum ne învață maestru Baba, mai mă negociez, mă uit și la ce posibilități are băiatul, să văd că dacă e de ăsta șmecher care umblă, știu să-l evit. Identificați. Așa. Dar dacă este un om care realmente merită, atunci trec în partea cealaltă de mecenariat. Da, adică, dar ce în plus. Că merită, merită. Pe Felix Aftene, cum l-ați cumpărat? Felix Aftene, nu l-am, am greșit. El a vrut să apropie de mine. Eu atunci aveam fixația cu consulatul artei ieșene din respect față de cultura ieșeană, care a fost neglijată și nepăstuită mult de oficialitățile istoriografice bucureștene și n-am fost atent și am greșit. Dar am făcut un schimb. Dumnealui vrea să-și facă o colecție personală, am făcut un schimb și după aceea recunosc că puteam să fiu mai atent și să capăt mai multe lucrări. Eu cred în Felix Aftene și am spus așa, dacă aș avea 40 de ani acum, aș cumpăra cel puțin 20 de Felix Aftene. Cel puțin 20. Credeți așa? În Vlad Nedelcu? Vlad Nedelcu este un personaj foarte interesant și controversat de lumea banală a iubitorilor de artă. Dar e și el colecționar. Este colecționar, este un colecționar foarte abil, foarte periculos, are o tenacitate și când ia o lucrare, o studiază și eu am primit niște lecții de la Vlad Nedelcu. O să râdeți de mine. Ați primit lecții? Da, am primit o lecție. De exemplu, la un moment dat am luat un portret, un cap, un studiu, un bronz, care am fost ferm convins că este Milița Pătrașcu. Eu având o slăbiciune față Milița Pătrașcu. Milița Pătrașcu, apare și Vlăduț într-o seară, domn profesor, știți, am văzut, am făcut, noi discutăm, ne contrazicem, mai ales după ce a fost pus străinătate, acum este prins de filoxera modernismului, așa, este punctul lui de vedere, are voie, este absolvent de Belle Arte, își dă și un doctorat, nu știu pe unde, toată considerația. El putea să stea liniștit, să-și vadă de treabă, de afacerile familiei, nu trebuia să-și bată capul cu chestia asta. Și zice, domnul profesor, dar ce lucrare asta? Păi cred că am luat, nu știu când, Milița Pătrașcu. Să uită mai atent, o sucește, zice, știți, aici are o fisură, aici parcă ar lipsi o bucățică, dar să știți că asta nu e Milița Pătrașcu, este jalea. Adică mai rău. Mai bine. Normal. Mai bine. Nu vă spun că am avut în mână o lucrare foarte importantă, o lucrare de secol, un tablou votiv din secolul XVIII, pe care n-am fost atent, mi s-a părut că cere mult și la un moment dat am spus, băi, nu mai am un să-l pun, i-am spus, Vlad, vezi că este această lucrare. Ia-l tu, da. Nu că ia-l tu, i-am spus, fii atent la el. A fost atent, nelându-l eu, am amețit lucrarea și a venit și a luat-o la jumătate de preț, a cercetat-o, a restaurat-o, a intrat în legătură cu o persoană foarte interesantă din punct de vedere a istoriei artei, domnul Iftimie, care a identificat un tablou votiv a unui, nu știu care voievod, și așa mai departe. Și lecții din asta mai primit. Da. Deci este foarte atent. E foarte atent și... Meticulos. Și citește. Și citește. Da. Și tenace.
Domnul profesor, ne-am apropiat și de finalul emisiunii, o emisiune care, de fapt, nu anunță un final, ci o continuare, pentru că trebuie să recunoaștem în 40 de minute nu e se poate deschis vorbi o istorie cu Hortensiu Aldea. Vă vom mai invita în acest studio, astfel încât... Eu vă mulțumesc pentru atenția care o acordați fenomenului, pentru că este un lucru foarte important și pentru arta. Nu, da, vreau să vă spun un lucru. Vă vom mai invita cu promisiunea smulsă de la dumneavoastră de a face un consulat de acești ploieștean și aici la Iași, pentru că v-au mai rămas lucrări care ar fi păcat să le țineți prin dulapuri și prin... Da. Nu le desconsider. Au un anumit statut muzeografic foarte bine stabilit. Aștept un spațiu corespunzător în care să facem, pentru că ca orice colecționar, sunt și eu le-a căzgârcit lucrurile foarte bune, le-am păstrat și am fost numai cele reprezentative pentru Ieșeni. Sunt lucrări foarte importante, de exemplu, Corneliu Baba nu există în muzolatul artei Ieșene de la Ploiești. Dacă ar fi un spațiu, eu promit că îl fac de la zero. Dar numai să am un spațiu și să găsesc înțelegerea respectivă. Da, cu siguranță că la ferma dumneavoastră nu se pot face astfel de lucruri. Ceea ce ne și spune sunetul dumneavoastră, că vom termina această emisiune. Acum, stimați respectatori, până la o viitoare emisiune, vă spunem revino, la revedere. Revino.